Bună seara și bine v-am găsit, dragi prieteni! Iubiți creștini, suntem din nou prin Harul Lui Dumnezeu la emisiunea Lumină Peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, din nou împreună cu noi și spre slujirea dumneavoastră, domnul pastor Ghiță Marian. Bine ați venit, domnule pastor! Bine v-am regăsit și la mulți ani și domnul să vă binecuvânteze cu un an plin de binecuvântări. Mulțumim, e adevărat! Suntem în prima parte a primei luni din anul 2018 și mă alătur și eu urării domnului pastor, invitatul meu din seara aceasta, domnul Ghiță Marian, ce vă spun la mulți ani, un an nou binecuvântat și cu un rod bogat spre slava celui care ne-a iubit și ne-a răscumpărat. Dragi prieteni, îl invit pe domnul pastor, așa cum obișnuim să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune peste fiecare dintre noi și peste anul care ne stă înainte. Ne închinăm înaintea ta, Doamne, Tatăl nostru. Te recunoaștem pe tine ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, ca fiind acela care ești plin de glorie, ești plin de autoritate, plin de înțelepciune, plin de cunoștință. Doamne, ne închinăm și îți mulțumim că. Tu ne-ai oferit viață și mai mult decât atât, ne-ai oferit viața veșnică prin Fiul Tău, Isus Hristos. Îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Evangheliei prin care orice om se poate apropia de Tine, prin care orice om, Doamne, se bucură de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Fiul Tău. Și îți mulțumim așa de mult pentru că tu ne dai posibilitatea de a te sluji cu creincioșie și în vremea aceasta. Am vrea, Doamne, să te rugăm să binecuvintezi viața noastră pe cei care se apropie de tine prin credința în Domnul Isus Hristos. Și am vrea, Doamne, să binecuvintezi întreaga noastră țară, să binecuvintezi pe locuitorii ei, să binecuvintezi și locuitorii din Constanța, cu cunoașterea cuvântului tău, cu cunoașterea Evangheliei Mântuirii și cu viața veșnică prin Domnul Isus Hristos. Vă, Doamne, ca aceste momente în care ne apropiem de tine și ne apropiem de cuvântul tău, să te cunoaște mai mult, să ne bucurăm mai mult în tine. Și vă, Doamne, ca bine tale să se reverse din plin peste oricine care se apropie de tine cu toată inima. Fii glorificat în toate. Amin. Amin, mulțumim. Dragi prieteni, ne deschidem cuvântul lui Dumnezeu după o rugăciune duhovnicească. Se cuvine să ascultăm cuvânt din partea Domnului. Este vorba de întâia epistola Sfântului Pavel către Timotei. Vom da citit la versetul 12. Și vrem ca aceste versete să ne slujească, să ne inspire într-o discuție despre viața și lucrarea Domnului Pastor, care nu de mult nu trecut, parcă ați ieșit la pensie. În 2015. În 2000, ce, repede -Septembrie. Zboară, ce repede zboară timpul? Mi se pare așa de repede că a zburat acești 2-3 ani. Cert este că domnul pastor a acumulat prin harul lui Dumnezeu o experiență deosebită în ce, cei câțiva zeci de ani de slujire: 23 de ani ca așa. pastor al bisericii, dar mai mult în slujirea din biserică, din 85, asta înseamnă aproape 30 de ani. Aproape 30 de ani. Și l-am rugat, cu toate că dânsul este pasionat de teologie, pasionat de studiu biblic, l-am rugat în seara aceasta să ne slujească prin ceea ce Dumnezeu a făcut din viața lui, în viața lui, prin exemplele, experiențele pe care le-a acumulat în acești aproximativ 30 de ani de, de umblare cu Domnul în slujirea împărăției lui și să ne cunoaștem mai bine. De atâtea ori l-am avut invitat și chiar mă gândeam, nici nu știu dacă i-am dat vreodată prilejul să prezinte și să-și relateze, să-și deruleze înaintea noastră sau în auzul nostru modul în care Dumnezeu l-a chemat la mântuire și de asemenea modul în care Dumnezeu l-a chemat la, la slujire, la slujirea de pastor, de presbiter, și așa mai departe. Dar haideți să citim pasajul care ne va sluji și care ne va inspira prin Duhul Domnului. Mulțumesc Lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și care m-a socotit vrenii de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un bajocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucrarea din, lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru că Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toate lunga lui răbdare ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în veci vecilor. Amin. 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 Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor Ghiță Marian, ați venit de multe ori la emisiunea noastră și când nu era filmată și de când filmăm prin Harul Domnului de anul trecut noi am început să filmăm, așa că dragi prieteni dacă doriți să revedeți să reauziți emisiunile noastre, le puteți găsi și pe YouTube, pe Facebook, pe resurse creștine, deci pe rețele de socializare suntem prezenți de anul trecut prin Harul lui Dumnezeu, ca să putem fi util la câți mai mulți doritori de cuvânt, de experiențe și de motivare în lucrarea Domnului. Așa că vă invit, cred că pentru prima oară, să vă prezentați, să ne spuneți așa câteva cuvinte despre copilărie și de modul în care v-ați întors la Domnul. În primul rând, m-am născut acum aproape 64 de ani. Slavă Domnul, mulți înainte! În 1954 și m-am născut în localitatea Baia Mare. Acum, este curios că m-am născut acolo deși am crescut în Galați apoi de acolo m-am mutat în Călăraș din cauza serviciului și din Călăraș am venit în Constanța prin căsătorie cu soția mea Mariana și locuiesc în Constanța. Mariana din familia N. Exact. Așa. Și aveți o... câți copii? Uh, am trei copii o fată și doi băieți gemeni. Așa. Ei sunt mari acum. Căsătoriți? Băieții sunt căsătoriți, fata încă nu este căsătorită. Domnul să bine Și De asemenea, avem prin băieți și trei nepoți. Slavă Domnului să trăiască! Acum, aș vrea să menționez de ce am ajuns în Baia Mare și cum am ajuns din Baia Mare în Galați. Părinții mei nu sunt din zonă de acolo. Tatăl meu este de lângă București, mama este din Galați, dar tatăl meu a fost pastor într-o biserică creștină baptistă. A urmat uh, teologia la București și a fost repartizat în Baia Mare, în biserica de acolo, din localitatea. Lucrarea lui Dumnezeu a mers foarte bine. Mai mult decât atât, lucrarea s-a extins prin misiune. Biserica făcea misiune și în localitățile din jurul uh, orașului Baia Mare. Însă, după 5 ani de slujire, uh, tatăl meu a fost acuzat că face propagandă religioasă. Un lucru uh, obișnuit în perioada comunistă: vis-a-vis -vis exact. de pastori. Acum, nu el atât de mult a fost acuzat, dar pentru că era pastor, și pentru că sub uh, uh, dirijarea lui, credincioșii și grupurile de credincioși făceau o misiune, uh, mi se pare că un uh, conductor de tren l-a acuzat sau a acuzat pe și care erau în tren că ei cântă mi se pare cântau cu instrumentele și asta l-a făcut pe tata să piardă carnetul de păstor cum era atunci exact i s-a spus de organele de securitate că nu mai are voie să fie păstor și din cauza aceasta tata a fost nevoit să plece din pastorat Nevoit să plece din Baia Mare și singurul loc unde putea să ajungă a fost galațiu de unde era mama. Acum, ceea ce a fost interesant a fost faptul că, e adevărat, tatăl meu n-a mai fost păstor plătit, deci n-a mai avut, să zic, statutul de angajat. Statutul de angajat. El a trebuit să intre în serviciu, era bun templar și a intrat la fabrica de mobile din Galați. Însă, pentru că el făcuse teologia și pentru că biserica din Galați nu avea păstorul ei, păstorul bisericii din Galați era cel care era din Breila. Și deci păstorul venea doar o dată pe lună sau chiar pe săptămână să predice. Sau să dea cina. Exact. Cel care de fapt slujea biserica, ca unul care era localnic în mijlocul creinceșului, a fost tata. Așa că el n-a scăpat de lucrarea lui Dumnezeu, de lucrarea de uh, păstorire, pentru că realmente în vremea aceea, ceea ce făcea el chiar dacă era în serviciu, făcea o lucrare de pastorat. Și cred că a făcut o lucrare binecuvântată exact. de Dumnezeu, deoarece... Din trei băieți, câți frați sunteți? Da? Suntem trei băieți. Cât sunt implicați și ca păstori? doi sunt implicați uh, ca păstori. Sau au fost, uh, da? Uh, au fost, bine, eu am ieșit la pensie. Al doilea, frate al meu, este încă păstor în Galați. Of, El este da? păstorul uh, Bisericii Creștine Baptiste din Galați. Uh, și fratele meu mai mic, chiar dacă nu este implicat ca păstor, slujește în Biserica din Galați. Bun, chiar dacă ați prins perioade mai bune din punct de vedere legal sau oficial, și dumneavoastră băieții care sunteți pastori, cei doi pastori din trei băieți, sunteți bivocaționali, adică ați mai făcut o facultate înainte de teologie, da? Bineînțeles, noi amândoi, mă refer la mine, eu am fost cel mai mare dintre băieți, și la al doilea după mine, deși și al treilea, într-un fel cam același Domeniu să zic și-am sușit împreună am făcut Politehnică în Galați și am devenit inginer. Fratele meu mai mic a fost subinginer, dar a lucrat în combinatul siderurgii din Galați. Cel mic este și acum inginer. Acum nu mai este, lucrează într-un alt domeniu. Da. domeniul de, de afaceri, da. dar a lucrat foarte mult până aproape de pensionare uh, în uh, combinat. Acum, crescând într-o familie de, de de pastor, de pastor și persecutat, dedicat iată că nu carnetul sau nu poziția sau funcția face slujirea, el și-a făcut lucrarea toată viața de pastor, chiar recunoscut, nerecunoscut. Dumneavoastră, ați, mă gândesc că convertirea sau întoarcerea la Domnul a venit, sau unii cred, a venit așa de la sine, sau automat. Sau cum s-a întâmplat convertirea dumneavoastră? Acum, este adevărat că moștenirea mea în ceea ce privește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, acea viață evlavioasă, viață în cadrul bisericii, s-au dezvoltat în sânul familiei și pot să spun că părinții mei, și tata și mama, m-au educat foarte bine. O educație bună. Nu pot spune că am făcut probleme în familie, ci am căutat să fim o familie binecuvântată. Mergeam la biserică, îmi plăcea să uh, slujesc în biserică. Tata m-a încurajat foarte mult chiar să slujesc în biserică, cu mesaje sau în cadrul corului sau în cadrul, să zic, lucrării din biserică, dar nu pot să spun și conform scripturii uh, nu pot spune că din cauza lor am devenit credincios. Pentru că a fi credincios lui Dumnezeu înseamnă a experimenta lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. În mod personal. E adevărat că mi-am însușit multe cunoștințe în familie, în biserică, însă a fost un moment în viața mea de criză, aș putea zice, spirituală, când mi-am dat seama că nu este suficient să ai doar cunoștințe, cunoștințe despre Dumnezeu, nu este suficient să ai niște cunoștințe din partea părinților este foarte important ca să ai acea convingere lăuntrică pe care numai Dumnezeu poate lucra că Dumnezeu există că ești mântuit răscumpărat prin uh, lucrarea Domnului Isus Hristos și că doar crezând în Domnul Isus Hristos poți să te bucuri de mântuirea lui Dumnezeu. La ce, vârstă, da, la ce vârstă v ați decis, v-ați hotărât Deci domeni? se pare că aveam 18 ani atunci când ați luat decizia. am luat decizia. Am și la 19 ani m-am botezat chiar în Brăila, aproape de Galați. Da. Și din momentul acela, într-adevăr, am căutat să o sugerez pe Dumnezeu cum am putut mai bine. Știu că în perioada aceea era foarte greu să urmezi teologia. Ați avut gândul acesta să la teologie, și din cauza situației politice a comunismului de atunci, ați ales ingineria așa, ca o variantă secundară? Nu, deci nu m-am gândit neapărat să urmez o carieră teologică. Mi-a plăcut să învăț mi-a plăcut chiar matematică în mod deosebit. Mi-a plăcut domeniul acesta al ingineriei și am intrat în Politehnică pentru că mi-a plăcut să lucrez ca inginer. Acum, am terminat facultatea când aveam 25 de ani, deci în 1979. Din momentul acela am fost repartizat cu serviciu în Călăraș. Trei ani de zile am stat în Călăraș, era perioada de stagiu uh, în domeniul ingineresc. Am lucrat pe platforma combinatului care urma să se construiască în Călăraș combinat siderurgic, care se voia a fi mai mare decât cel din Galați. Și care acum probabil nici nu mai există? Asta e o altă problemă. Da, da, da. Dar, oricum, am lucrat pe platforma con, uh, con, uh, combinatului. Uh, în construcția acestui combinat. Desigur, am avut experiențe deosebite, acolo am cunoscut și credincioși, și acolo, efectiv, m-am bucurat împreună cu ei, am căutat să fiu un slujitor între ei, în călăraș, timp de trei ani, ne întâlneam, nu exista un locaș de cult acolo, ne întâlneam în familie. În prim familie, grupuri. Și cântam împreună, ne rugam împreună, studiam cuvântul lui Dumnezeu. Deci a crescut și spiritual, nu numai tehnic, ingineresc. Da. În perioada cât am fost în Călăra și am cunoscut-o pe cea care urma să devină soția mea, pe Mariana, care era din Constanța, Constanța și având în vedere că a trebuit să fim împreună, a trebuit să plec din uh, Călăraș uh, La urma urmei Nu mă lega mai nimic De Călăraș și Din cauza aceasta m-am mutat la Constanța Și în anul 1982 Am rămas în Constanța Deci din 1982 v-ați mutat și cu serviciu V-ați și, și căsătorit, căsătorit. M-am și căsătorit și am ajuns aici în Constanța. Ați început să urmați și probabil să și slujiți cât s-a putut la început în biserica actualmente Sfânta Treime sau Biserica 1 Bineînțeles. Baptistă din Constanța. Mi-am dorit să fiu membru în biserică. Era Biserica Sfânta Treime sau Biserica numărul 1 considerată cea mai mare din Constanța și aici fiind membru al bisericii, am fost implicat și în slujire. Din anul 1985, am fost chiar ordinat împreună cu uh, un alt uh, inginer, frate, al vremii. inginer al vremii, da. e adevărat, uh, Olariu. Adrian Olariu, Adrian Olariu. Uh, cam de aceeași vârstă cu mine, puțin cu câteva luni mai mare ca mine, uh, și împreună am fost uh, uh, ordinat ca diacon responsabil. Era o titulatură care, de fapt, însemna ajutori de păstori, de păstori. Pentru că exista lipsă de slujitori în pastorală, în lucrarea bisericii. S-a adoptat, să zic, formula aceasta prin care oameni care erau implicați, să zic, în serviciu să zic, serviciu pământesc, să spun, eram In, in, in în domeniul engineer. like. Da. Exact, în domeniul like eram inginer, totuși slujeam și miserică. Bun, deci din 2005, uh. da? Din 2005. 1985. Din 1985, mă scuzați, e diferență mare. Din da. 1985 ați fost ordinat ca diacon, da. cu un fel de presbiter, cum ar veni astăzi. Exact. Așa. Exact. Și ce era atunci? Cu ce pastor? Ați început slujirea? Uh, pastorul bisericii de atunci era fratele Dăduică Ioan. Uh, și el a fost acela uh, sub oblăduirea căruia am slujit în biserică și cu care am colaborat și ne-a ajutat în, să zic, creșterea noastră spirituală în ceea ce privește slujirea în biserică. Domnul pastor Dăduică Ioan trăiește încă? El încă trăiește, însă e foarte este bolnav. foarte bolnav. E foarte bolnav. Ne rugăm pentru el și pentru familia lui. Domnul să-l binecuvânteze pentru toată slujirea care a făcut-o încă de atunci. El era deja pastor de ceva vreme la, Așa la Constanța. L-a sprins câți ani? L-a sprins pe domnul pastor de nu l-am prins mult, doar câteva luni. Doar câteva luni. Pentru că uh, în 1985 am fost ordinat în luna mai ca diacon responsabil. În august, fratele Dăduică a plecat într-o vizită în Statele Unite la fata lui. Și el nu s-a mai întors decât după mulți ani. După Revoluție. După Revoluție. Din cauza aceasta, slujitorii care erau în biserică, eram eu și cu Adrian, ca și, să zic, conducătorii bisericii, dar pentru că aveam nevoie de cineva care să fie păstor în biserică în mod serios și, să zic așa, angajat, full time, l-am full -time, da. rugat pe fratele Doru Hnatiu, care era atunci păstor în biserica numărul 2 și uh, localitățile limitrofe Constanța. Exact. Uh, și el a acceptat ca după câteva luni, deci asta înseamnă în mai 1986 să devină, să zic, uh, uh, păstorul bisericii creștini baptiste din Constanța. Numărul 1. Și-am colaborat împreună până în iar în 1994, fratele Doru Hnatuc a trebuit să plece din Constanța, a fost implicat într-o slujire mai specială în Oradia. La Biserica Emanuel, da? Exact, dar și la Institutul de Teologie care era în Oradia. Universitatea, Institutul, Universitatea acum, Emanuel. Actualmente, da. Așa că am rămas singurul păstor la momentul acela în Constanța din 1994, să spun, până prin 1998, când am ajuns să fim slujiți de un păstor mai tânăr, Claudiu Fechete, și împreună cu el am colaborat și am fost amândoi păstori în Biserica numărul 1. O mică paranteză. Deci, din 1985 ați fost implicat în slujirea bisericii, chiar dacă nu full-time. Din, din, din ce an ați fost angajat full-time uh, în Biserica numărul 1? În Biserica numărul 1 am fost angajat full-time din 1992. Din 90, deci cu 2 ani înainte de plecarea pastorului exact. Hnatiuc asta pentru că era o nevoie fratele Doru Hnatiuc era singurul pastor angajat și biserica a spus că mai este nevoie de cineva și s-a orientat asupra mea am acceptat și am fost împreună slujitori în slujirea pastorală 2 ani 2 ani, ani. e adevărat că după 2 ani dânsul a plecat și, ați rămas și am rămas singură până în 98, cum spuneați exact când a venit pentru un, tot nou, așa... absolvent un nou absolvent un absolvent al din București. Oradea. Nu, din București din București din București Claudiu Feget. imediat reluăm discuția sau derularea Colaborărilor și parteneriatelor de la Claudiu Fechete, dar vreau să ne precizați ceva despre trecerea aceasta de la inginerie full-time la pastorală full-time. Cum a fost? A fost o trecere grea? Dumneavoastră deja slujați, erați implicat da, în toate... slujeam? Da, uh, Sunt două uh, domenii total diferite. Să fii inginer și apoi să fii pastor. <laughs> E adevărat că aveam, să zic, o anumită experiență în slujirea din biserică, însă mi-a fost foarte greu să uh, fiu cu adevărat pastor și pastor uh, full-time și singur Și dat, singur, uh, patru ani. Uh, exact. Pentru că, pe de o parte, nu aveam calitățile fratelui Doru Hnatuc. Fratele Doru Hnatuc era un... Orator prin excelență? Uh, Exact, și un uh, om dăruit de Dumnezeu în uh, predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa. E adevărat că uh, lucrul care era apreciat la mine era cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu și studiile biblice pe care le facem împreună uh, mi-au dat această abilitate de a uh, învăța pe oameni Cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie... Deci ca învățător eram bun. Și ați rămas că pasion, foarte la bun. Da. Dar, în felul acesta, Biserica a avut răbdare cu mine și m-a acceptat în slujire. A trebuit să învăț și alte lucruri, să fac și să mă apropii de oameni și de asemenea să predic cuvântul Lui Dumnezeu, să fiu implicat și în misiunea bisericii. În vizite și așa mai departe. În perioada aceasta am fost sprijinit de Comitetul Bisericii de Frați Deosebiți, fratele Olariu Adrian, fratele Cornelul Vlăgea, fratele Ghiță Dragomir și mulți alții, slujitorii, oameni deosebiți, tot așa, care par, au ajutat. Da, da, oameni implicați în domenii laice, exact. dar care slujesc, slujeau și încă slujesc în timpul liber și mai ales în uh, Duminica uh, Biserica lui Hristos. Vreau să precep într dezvoltarea dezvoltarea celor alte deprinderi despre care vorbeați dumneavoastră, că nimeni nu le are pe toate și nu are toate darurile din, uh, din lume sau din Sfânta uh, Biblie. Ați început teologia și ați și finalizat-o în 94 până în no uh, 95, până în 2000. Este. Uh, deci uh, m-am înscris la fără frecvență la Facultatea de Teologie din București pe care am terminat-o în 2001 de fapt Deci do ați început în 96 atunci în Exact, în 1996 până în 2001 am făcut de fapt 5 ani la fără frecvență am căutat să învăț cât mai bine posibil și, ați și, reușit. și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec și peste această perioadă de pregătire. Deci ați făcut a doua facultate, cum spuneați, domeniul da. total diferit de la inginerie la teologie, dar a, a fost o perioadă necesară. Și Așa este. Mai avem un minut, cred că, până la pauză și vreau să încheiem colaborările. Deci, din de 98 cu pastorii care au venit și au... Lucrat împreună cu asta până la pensie, deci Claudiu Fegete 98 până da, în. Da, și -a mai venit apoi și fratele Emanuel Grozia un în alt 2000 dânăr, și... 2004, mi se pare. Așa. Și am fost trei o perioadă. păstori în biserică cu care am colaborat foarte bine. Foarte bine. E adevărat, eram foarte diferiți. Vă dar completați. asta ne făcea să fim de mare, să zic, ajutor unul față de celălalt, unul pentru celălalt, dar și pentru biserică. Da, din câte mi-aduc eu aminte, Manu Grozea era implicat cu misiunea, cu misiunile dumneavoastră, terias, cu partea de studiu, cu tineretul, da, și Claudiu cu pastorala, cu predicarea. Exact. Și așa, din câte mi-aduc eu aminte, și cred că nu da. nu greșesc. Și apoi, pentru că mai avem câteva secunde, ultima colaborare înainte de pensionare a fost cu actualul pastor al Bisericii Sfânta treime. E adevărat că au plecat și Claudiu Fechete. Ați rămas iar singur? O perioadă? Iulia, de fapt, în Sebeș Alba. și Manu Groza a plecat în Statele Unite, în exact A rămas singur. Și pentru că era nevoie să fie mai vină cineva. Ne-am ne -am bucurat de, să zic, venirea și angajare. Rusu Otniel. Așa este. Care este din Turda un frate deosebit și în contextul venirii lui eu am înțeles că e bine să ies la pensie. Avea, avea și vârsta. Avea și vârsta. Dar colaborăm împreună. Slavă Domnului! Dragi prieteni, așa derulând, iată amintiri frumoase, perioade deosebite de colaborare, de implicare, de studiu împreună cu pastorul deja pensionar, domnul Ghiță Marian. Am ajuns la pauză. Haideți să ne bucurăm de acea melodie frumoasă. Rămâneți împreună cu noi, alături de noi și în aproximativ două minute ne reauzim, ne revedem prin Harul Domnului. cu toată ființa mea Doamne, te voi onora Voi cânta Voi cânta Voi cânta Bună seara, dragi prieteni, am revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei. Suntem la emisiunea Lumini Peste Veacuri. Ne auzim în Constanța de fiecare dată marțea de la ora 18, aproape o oră, dar ne putem uh, reauzi, dar și vedea pe rețele de socializare, inclusiv pe resurse creștine. Cred că sunt peste 60 de emisiuni deja înregistrate video, le puteți vedea, le puteți folosi, le puteți recomanda, de ce nu, pentru că de asta vorbeam cu domnul pastor Ghiță Marian și derulam. Este o emisiune astăzi autobiografică despre viața dânsului, despre slujirea lui, despre experiențe din o viață de slujire dedicată domnului. Chiar dacă a început cu ingineria, apoi Dumnezeu l-a reorientat spre, spre, lucrarea lui, spre împărăția lui și iată după aproape 30 de ani de implicare în lucrarea Domnului, o, Prima dată așa voluntar, colaborator, apoi full-time de 92 92, 92 uh, full-time angajat Până în uh, 2015, 15, 2015. în 2018, incredibil de repede zboară timpul, dar nu ne temem că uh, veșnicia de abea urmează după perioada asta scurtă care zboară repede. Și domnul pastor ne-a relatat din ce familie vine cu câți copii l-a binecuvântat Dumnezeu? Aveți și trei nepoți, Domnul să-i binecuvinteze. Cum l-a chemat Domnul Iisus la, la slujirea bisericii lui, dintr-un inginer pasionat de matematică, care își vedea de cariera lui? a înțeles că mai importantă e împărăția și a fost nevoie, spunea dânsul, să se implice la Călăraș, la Galați, la Călăraș și apoi la Constanța, căsătorindu-se aici, căsătorindu aici au, urmează sau au urmat să frecventeze biserica Sfânta Treime din Constanța, cea mai mare biserică baptistă din, din, Constanța, pe care a și slujit-o oficial sau full-time din 92. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă țină în continuare. După pensionare Mulțumesc. să ne spuneți, nu mai aveți nimic de făcut, v-ați gestat complet, doar vă odihniți sau ce se întâmplă cu un pastor la pensionare? Oficial m-am retras Așa. la pensie, însă sunt implicat, zic eu, foarte serios în slujirea bisericilor din cadrul comunității. În special în slujirea Bisericii Sfânta Trăime, îl ajut foarte mult pe uh, noul pastor, este și tânăr, uh, fratele Orniel, uh, Rusu, da. Și sunt uh, implicat în vestirea cuvântului lui Dumnezeu, în studiile biblice care uh, se fac. Uh, mai mult decât atât, împreună cu fratele Otniel uh, facem și vizite la cei care sunt mai bătrâni sau bolnavi sau cu nevoi speciale. Da. Da. deci îl ajut și caut să fiu alături de el atunci când el mă solicită și când are nevoie la rândul dumneavoastră aveți un băiat pastor din cei exact. doi gemeni, da? unul din băieții mei este și el pastor și slujește trei Sorin. biserici Sorin. Sorin. Da. slujește trei biserici din cadrul comunității de Constanța? în Murfatlar, în Vișoara și în localitatea Conacu acum Uh, în slujirea pe care o fac la pensie, spun eu, îl ajut foarte mult și pe băiatul meu, el pentru că trebuie să fie în trei locuri, n-are cum să fie dintr-o dată în trei locuri și în cauza aceasta, atunci când el este într-un loc, eu sunt <coughs> în alt loc, dar de asemenea sunt implicat și să zic atunci când cineva mă invită într-o anumită biserică merg să vesez cuvântul lui Dumnezeu. Acum, domeniul specific în care eu slujesc este învățătura biblică, vestirea cuvântului și explicarea cuvântului. Aici este o mare, mare nevoie în cadrul comunității și chiar în bisericile din România. Oamenii au nevoie să crească în cunoașterea cuvântului Dumnezeu, în maturizarea lor spirituală ca unul care sunt bătrân, sunt, zic eu, util, mai ales pentru că cei tineri, desigur, sunt la început, n-au maturitatea necesară, amvergura, să zic, spirituală, și aici îi ajut eu. Ajutorul meu însă nu caută să înlocuiască pe cei tineri, ci doar vreau să-i ajută. Și au mare nevoie în privința aceasta. Aș mai preciza că domnul pastor a slujit multe mandate, mulți ani la rând și comunitatea creștină baptistă de Constanța. La un moment dat a fost și președinte, patru ani de zile, dar da. mult mai mulți ani a fost vicepreședinte cu partea de studiu biblic, da? Așa, cu partea este. De, de studiere și de practicare a cuvântului lui Dumnezeu. Acum. Știți că partea a doua este mai scurtă și am vrea să reținem, împreună cu ascultătorii, cu privitorii noștri, câteva lecții. După o viață de slujire, cred că ați putea spune ceva și celor care de obicei sunt slujiți de pastori pentru ei poate aveți un sfat cum să se poarte, cum să uh, stea alături de, de, de pastori, de slujitorii bisericilor astfel încât ei să fie mai eficienți dar sunt sigur că aveți ceva lecții și pentru slujitori uh, mai tineri despre care spuneați că sunt la început și în formare Ceea ce trebuie să spun este că slujirea în biserică, fie că este vorba de slujire pastorală, fie că este vorba de uh, alte slujiri și sunt multiple slujiri. Voluntare, part-time și așa mai departe, da? Uh, nu este o lucrare ușoară. Are dificultățile ei. Dar este o lucrare binecuvântată. Pentru că îl experimentezi pe Dumnezeu prezent în viața ta și uh, ca unul care poți fi o binecuvântare pentru cei din biserică, ducând cuvântul Lui Dumnezeu lor și fiind alături de ei. Ceea ce ar trebui să știe un pastor la tinerețe, dar și mai încolo, este că el trebuie să-L iubească pe Dumnezeu și să iubească Biserica Domnului Iisus Hristos. N-are voie să fie păstor sau slujitor în biserică, ca unul care face o anumită lucrare în mod tehnic sau managerial. E adevărat și aceste aspecte sunt importante, dar el trebuie să iubească pe credincioși, să iubească pe oameni și să învețe să se apropie de ei. Cuvântul Evangheliei ne învață Că noi suntem chemați să fim alături de oameni și ei trebuie să învețe să ofere soluțiile lui Dumnezeu pentru viața lor spirituală și pentru viața lor pe pământul acesta. Alături de oameni înseamnă între ei, să te cobori exact. la nivelul fiecăruia și mai ales să ai multă răbdare. Dumnezeu sunteți un om al păcii, al reconcilierii, sunteți recunoscut în comunitate și în zonă ca un om profund în scripturi și care are multă, multă răbdare. multă răbdare. Așa este. Acum pot să spun că în timp se dezvoltă pe de-o parte acea maturizare spirituală care te face pe de-o parte să-L vezi pe Dumnezeu măreț în toate lucrurile și în situații dificile. Și asta te ajută foarte mult să fii un om echilibrat, un om pașnic, un om într-adevăr plin de bucurie, și în momente dificile. Și asta au nevoie oamenii să vadă în slujitorii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ei au nevoie să înțeleagă soluțiile lui Dumnezeu pentru viața lor. Și de aceea este nevoie de cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu Biblia oferă răspuns la toate nevoile uh, pe care le avem ca pământeni. Și nu mai ca pământeni, ci și pentru uh, împărăția lui Dumnezeu, pentru veșnicie. Ei bine, uh, când cunoști Cuvântul lui Dumnezeu și crești în cunoașterea Cuvântului Dumnezeu, poți fi o unealtă potrivită pentru cei din biserică. Este adevărat că uh, în slujirea lui Dumnezeu, dacă o faci cu credincioșie și dacă te lași binecuvântat de Dumnezeu, vei ajunge să te comporți ca unul care nu aștepți neapărat să fii satisfăcut tu sau să fii mulțumit tu în slujirea pe care tu o faci. Lucrul acesta îl va face Dumnezeu. Există situații în care oamenii poate te dezamăgesc, nu-ți pot oferi ceea ce ai tu nevoie. Asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie să fie educați sau învățați să ofere binecuvântările pe care le-au din partea lui Dumnezeu. Dar de multe ori, oamenii nu pot să-ți ofere. Și tu trebuie să te ancorezi în resursele lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, ca tu să fii o sursă de binecuvântare, o sursă de har pentru ceilalți. Chiar și în situațiile în care tu ești dezamăgit, noi avem mult de învățat de la Domnul Isus Hristos. El a avut răbdare și a avut răbdare deplină, pentru că era bine ancorat în Dumnezeu. A știut în situațiile cele mai dificile ale vieții să aibă încredere în Dumnezeu și El să poată oferi altora acea liniște și pace și bucurie a trăirii cu Dumnezeu chiar în situații dificile. Așa este. Mai sunt aproximativ două minute. Sigur că după o viață de zeci de ani de slujire sunt multe lecții pe care le-am putea evoca, le-am putea lăsa în urmă celor dragi noștri, dar încercați să vă apropiați de încheiere cu o concluzie în ce, aproximativ un minut, un minut și jumătate. A sluji pe Dumnezeu în Biserica lui Hristos. Cred că este una din cele mai extraordinare experiențe pe care le poate avea un om. Este adevărat că, dacă o asemenea slujire nu o faci cu toată dedicarea, cu toată inima, fi, va fi un fiasco total, toată slujirea. Chiar dacă poate ai anumite performanțe omenești. Dar. Realmente te epuizezi, te prăbușești tu și prăbușești pe alții. Din cauza aceasta, un, cre... un uh, slujitor al lui Dumnezeu are nevoie să se ancoreze bine în Dumnezeu, să se supună lui Dumnezeu, să se lase în mâna lui Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu ca să fie într-adevăr o binecuvântare pentru El, familia lui, dar și pentru alții. Amin, mulțumim foarte mult! Iată că ne-am. Uh apropiat de încheiere. Despre familia lucrătorului, slujitorului am vorbit mai puțin, dar a reușit, dragi prieteni, că, și bineînțeles, tatăl dânsului, care a fost pastor, apoi copilului care, iată, slujește ca pastor, își pun amprenta, sigur, părinții, o bună educație, un bun exemplu al părinților și, bineînțeles, înțelegerea soției și a copiilor sunt de, de maximă importanță în viața și lucrarea unui pastor. Dragi prieteni, Vreau să vă citesc din reverberații creștine o poezie care se numește Copilul Domnului. Cel ce i născut din nou de Dumnezeu trăiește și răspândește dreptate, fiind el însuși sfânt îndreptățit și sigur cu păcatele iertate. Cel ce e rodul gerfei lui Hristos se încrede doar în El spre mântuire. Și asemeni Domnului său pe pământ, pe semeni, îi cuprinde o cu iubire. Cel ce-i pecetlui cu Duhul Sfânt nu poate să persiste în păcat. În viața lui, păcatul e accident, prin pocăință e în suflet curat. Cel ce e membru în trupul Domnului, ca mădular își folosește darul, sporind în unitate și sperând, un rod bogat să împodobească cerul. Amin. Amin. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc pentru invitație. Domnul să vă dea har și în anul acesta. La revedere! Amin la mulți ani și să ne revedem, să ne reauzim cu bine. Amin. Amin. La revedere.